dimineața! Nu vă speriați de noi, este dimineață și la noi, după cum bine vedeți, când e primăvară, când e iarna, a început din nou să ningă, este foarte frig, iar noi ne pregătim acum să mergem la mama mea. Este sâmbătă și profităm pentru că suntem în zona galbenă. Aici este Cezara, ia să amintă mami un pic. Bravo, iubitul! Profităm pentru că suntem din nou în zona galbenă și având în vedere că sunt singura acasă, dar cu Cezare, merg la mama să vedem ce facem. Vedem pe parcurs. Ne vedem după. Salută. Bravo, iubitul. Am intrat în mașină, mai este un frig de mori. Îmi ce scuze că eu știți că nu mă machez, nu fac chestii așa de dimineață prea interesante. Hai să vă arăt două zăpada. Așa că haideți să-i dăm drumul. Să-i planta! Si? Carichi! Via! Știu că sunt o mamă nebună. Să vorbesc puțin cu voi și probabil nu știu dacă să mă auziți foarte bine. Mie nu prea îmi place să conduc și să filmez, dar de data asta sunt... E singura manieră care să vorbesc puțin cu voi pentru că așa mai mult timp și sunt liniștită. Nu prea am mai filmat vloguri, cum vă spuneam, pentru că am fost închiși în casă, pentru că nu prea am avut ce să arăt interesant, dar cel mai important... Nu cel mai important, cel mai nașpa lucru a fost că nu am avut starea necesară. Și vă spun sincer că acum, încet, încet, cum ne-au dat drumul, încep să mă ridic așa puțin. Am avut așa o stare de depresie, să zic. Bine că nu putem numi orice lucru depresie, dar nu știu cum să mă exprim mai bine. Am fost așa, mă simțeam că nu am chef să fac nimic, mă simțeam că sunt, nu știu, stresată, foarte tare stresată. Dar, din fericire, ne-am apucat din nou de muncă, suntem plini și asta e cel mai important. Nu știu, acum de când ne-au dat drumul, am început să mă simt mai bine. Pot să merg la mama când vreau, pot să ies când vreau, pot să fac ce vreau. Dar, cum spuneam, nu prea mai filmat pentru că nu aveam starea necesară. Dar am greșit, pentru că în momentul când eu filmez, nu știu, parcă mă încarc așa cu energie, pentru că nu vreau să transmit prin videourile mele ceva așa trist, să fiu trist, să fiu supărată, nu-mi place. Nu vreau să fiu falsă și să spun, vai, mă simt super bine și să râd, chiar dacă nu-mi vine să râd. Nu, absolut vă spun cum mă simt, doar că eu atunci când filmez mă simt mai energică, simt că, nu știu, mă umplu așa de viață și cred că ar trebui să filmez mai des vloguri de genul ăsta, chiar dacă, nu știu, v-aș arăta ce mănânc sau chestii așa, și cred că am să o fac. După cum bine vedeți, vă spuneam, nu prea am merg la mama și vă spun de ce sunt nemachiată și sunt așa îmbrăcată aiurea, pentru că mama, dacă te uiți, iartă-mă, dar mama a decis să facă pește cu o măliguță și cu mușdei de usturoi, și dacă e vreo graviduță, să știți că nu e bun deloc, adică nu e așa bun. Și atunci am decis să nu mă îmbrac cine știe cum, pentru că oricum știți când se frige peștele, se face miros. Și de aia, și că nu aveam chef, de ce scuză. Dar în fine, v-am dat o explicație într-un anumit fel, ca să vă spun cum m-am simțit săptămânile astea.
am așa o stare, când sunt fericită, când sunt tristă, când, nu știu, parcă stările mele merg pe aceeași linie cu guvernul, când ne închid sunt tristă, când ne deschid sunt fericită, probabil și asta este un factor important în starea mea, dar să știți că oricum îmi umplu timpul, timpul cel mai mult petrecut este cu Cezare, are o perioadă un pic așa mai aproape de adolescență, nu prea convine aproape nimic, e cam supărăcios, cam mărit, dar cred că este o perioadă, încerc totuși să fiu calmă, să încerc să-l înțeleg, chiar dacă câteodată mai ies din fire, dar cred că cine e mamă și cine are copii înțelege lucrul acesta, este absolut normal. Am început munca, din fericire lucrăm. Esteban aici cu mine pentru că, bineînțeles, el deja lucrează. Putem deschide doar la prânz. Și am început să fac, să-mi dedic timpul și altor chestii. Și încep așa, încet, încet, să-mi revin din starea asta. Cred că starea asta de confort, adică într-un anumit fel ești confortabil. Stai acasă, nu ești, te uiți la televizor, mănânci, nu faci aproape nimic. Și cred că asta te face atunci când ești liber să faci tot ce trebuie să faci și tot ce vrei să faci. Parcă ai așa o stare de lene și de bănan chef. Și cred că asta e starea mai mare pe care o am. Dar am început să-mi ies din zona de confort. Am început din nou să alerg, după cum ați văzut pe Instagram, care mă urmăriți. Am început să fac chestii și e bine. Dar haideți că nu mai vorbesc, pentru că nu vreau să iasă acest vlog lung. Bine, o să iasă lung, pentru că ziua astăzi am multe chestii de făcut, în afară să mergem la mama. Și eu vreau să vă arăt, vreau să stau cu voi. Și voi cu mine sper să stați, pentru că mă bine dispun, adică deja mi s-a schimbat starea. M-am trezit bine, doar că, nu știu, eram așa, fără chef, dar de când am început să filmez, nu știu, parcă mă simt așa mai plină, mai energică și e bine chestia asta. Mami, îți dai aici fular jos de la cât te rog. Nu? Vedeți? Deci asta este starea lui, adică e tot un nu. Aia nu, nu, dar e încă micuț. Și sper să se schimbe pe parcurs, pentru că altfel în vreo 2-3 ani o să fiu la casă de nebun. Și cred că mamele mă înțelegeți. Sunteți cu mine, eu sunt cu voi. În fine, haideți să... Ce faci, mami? Cânți? Nu? Haideți să închid aici gura, pentru că dacă îmi dau drumul la cură vorbesc foarte mult și cred că aș putea să vorbesc 3 ore așa la rând. Haideți, vedem ce se mai întâmplă pe parcurs. Hai, mami, deschide ușa tu, hai, te rog. Forță, forță, hai, hai, hai. Bravo. Epa, epa. Nu, mami, că nu trec, că e lumina acum. Hai. Bună ziua, mama. Salută frate lumea, că toată lumea te salută și pe tine. Vedeți, tot așa frumoasă și deșteaptă și face pe așa cu măliuță. Bun înțeles. Eu fac duș de iun, că sunt expertă. Zi, mamă. Da, da. Thank you.
bună din nou! Am terminat la mama, am mâncat. Pește ați văzut? Cezare spune că a spălat vasele cu mama. Am mâncat, ne-am simțit bine. Da, mami, cu meme, că el așa spune mama, nu-i spune bunica, îi spune meme. Acum mergem să luăm pe tati. Am făcut puține stradă. A trebuit ca să fac motorină. Iar Cezar era foarte, foarte agitat. Dar ia uitați, a căzut, practic. A căzut mort, am arvenit. E obosit, pentru că s-a trezit foarte de dimineață. Laura se trezește acum dimineața. Și uitați cum e iubitul meu. Pare cu minte când doarme. Dar nu așa, mergem să luăm pe papi. Am plecat, era iarnă. Am ajuns acasă, este primăvară. Vă arăt acum, deci e imposibil timpul ăsta. Uitați aici, vine și Esteban. Până la urmă nu ne-am umplut pentru că acum nu trec. Bună ziua! Salut! Saluto! Guarda! Saluta! Che te ho che? Buona ziua! Va pup! Buona ziua! Mergiamo a casa! Faco caffè! Penso che sono appuntito! È entrato un po' sulla mine! Trebuie să mă apuc să ordonez puțin casa. Am o grămadă de haine de înduit. Am băturat un duit în fine, ați înțeles? Dar trebuie o cafea, mă relaxez puțin. Uitați cine s-a trezit! Deja este noapte afară. Iar noi nu am făcut altceva decât să ne tolănim în pat. Acum am de îndoit aceste haine și aceste haine. Așa că haide să-i dăm drumul. Thank you.
Acest om fantastic a făcut această bunătate. Uitați, pizza, Coca-Cola, bere. Cezar a pupat deja pentru că era foame mai devreme, așa că poftă bună! Faci caca? Hai la baie! Mergem la baie! Dragilor, acesta a fost videoul de astăzi. Sper să vă placă. Dacă vă plac videourile mele, nu uitați să vă înscrieți la canal. Ne vedem la viitoare cu un nou vlog. Vă pup! Pa!